pe bune. Mai că mă văd și în reloare pe urania asta. Îți vadă dacă a avut dreptate. Deci, știi? Chestia cu zodiile. Asta e inventată... Hei! Nu-i nimic, că mă văd și pentru nimic. Asta e o chestie inventată de fete. Când nu știau cum să se despartă de noi, făceau chestia asta. Tu ce zodie ești? Leu. Și toate fetele aveau aceeași reacție de când eram mic. Poate eram ciumat, dar ce se întâmplă? Ok, să zicem că treceați peste chestia. Bine, ești leu, nici o problemă. Cu ascendent în ce? Și noi eram mici, nici acum nu știm cu ascendentul este. Cu ascendent în ce? Știi? Știi ce e la ascendent? Când te-ai născut, nu? Asta. Și ce făceam? Păi zic când te-ai născut. Și noi nu știam nici asta, eram prea mici. O sunam pe mama. Că numai mama știe, tata a fost beat o săptămână, la toți, să știți. Dar ați observat că mamele și bunicile noastre nu răspund din prima la telefon? Trebuie să sun de cel puțin 3 ori? O să vă spun de ce. La români, în special, telefonul mobil are locul lui, în casă, lângă telefonul fix. Telefon. Nu se ia la bucătărie că ecranează friptura, nu se ia la piață, nicăieri. Și ați văzut, sunt bătrânei aia prin tramvaie sau ca nu, că circulă și eu merg cu metrou în București, mult. Sunt metrosexual. Agăț la metrou, adică. Sunt bătrânei aia de le sună pardesiu. Ei nu știu ce melodie, că voi le-ați spus melodiile, ăștia mai mici. Și le sună pardesiu de până te se uită tot așa. Răspunde la pardesiu, te rog eu frumos. Și răspund, se uită așa și dau seama că nu știu cine sună. Trebuie să-și pună ochelari. A, uite, Dănuț. Ei cred că toată lumea are numărul lor, nu numai eu sau Duzu. Unul singură. Ce dracu era, mă? Roșu. Alo. Nu vi se întâmplă chestia. Să știți că noi, românii, vi se spune că noi nu reciclăm. În primul rând, telefoanele noi le reciclăm. Avem cel mai bun sistem. Voi telefonul vechi l-ați dat lui mama? Mama l-a dat lui bunica? Bunica nu mai are mobil, are fix, că ăsta nu m-am priză, că se desparte, aia, bateria praf, nu mai. Înțelegi? A fost un francez, o să rog pe cineva să-mi arată și mie apa de la masă, nu cer să-ți fac un număr de magie, să apară o apă în mine, dar mulțumesc. Vreau să... Nu, stai, vreau să fim oameni civilizați și să-l aplaudăm dacă se poate. Asistenta mea cu apă, mă mulțumesc. Aplauze! Vreau să fim oameni civilizați, să-i dăm o palmă peste nas acelui comedian francez obraznic care ne-a făcut pe toți cercetori. Haideți să-l aplaudăm! Puteți să-l aplaudați așa, e ok? Nu pot să spun că o națiune se salută așa, e ca și cum aș spune eu că toți francezi, ci cum se salută francezi? Crezi că vă vom lupă nou? Nu pot să ofensez. Noi putem. Noi trăim cu ei aici. Noi trăim cu ei aici. Noi putem să spunem. Dar ei nu poate să spună. N-au de ce. În primul rând, nu mă feresc să spun. Țiganii de la metrou de acolo și de la noi îi apără de atentate. Gândiți-vă la un rucsac lăsat mai mult de 20 de secunde nesupravegheat la metrou. De-aia n-au fost atentate în Paris, fraților. Ăia trebuie să seteze pe 3 secunde, nici n-au timp să fugă. Dacă au pus pe 30 de secunde, deja a explodat un corp. Sunt în stare ai noștri la cum fură, sunt în stare când vine și ăla cu știți aia, simt un cigaș de-au pe ei bombele. Ăla când se bagă în metrou și face când s-a pese n-are pe ce. I-a furat ăla cu totul. Și 10 secunde, unul afară, frate, preluceați. Merge înapoi, dar e ok. Ce sunt astea bateribile? Nu? Aia e apă. Noi trăim cu chestia asta. Voi știți, băieți, voi merge să luați flori, pentru că noi am trăit cu chestia asta, băieți. A fost 14 februarie, 1 martie, 8 martie, aplauze pentru voi. Ați trecut de treaba asta, bravo! Vede, bravo! Aplaudați-vă singuri, că ele nu o să vă aplaudă. Pentru că probabil ați uitat de chestia asta și le-ați dus porcăria de inimioară, cu te iubesc și două mânuțe. Ați primit fetele în chestia asta, nu aplaudați, clipiți. Aia ai luat în ultima când te duci spre benzinărie și ai uitat. Pentru că noi avem darul ăsta, fantastic. Noi băieții, noi uităm.
Bun. De la băieți până la bărbați, toți uită. Și voi ne aștepta, aveți darul fantastic să ne reamintiți tot timpul. Și ne așteptați acasă și aveți ciudat ceva, parcă te urmărește un criminal în serie. Ce razon? Ce e mâine? Ce? Joacă steaua, ce? Ai uitat? Se fac și la voi târguri de îndrăgostiți, probabil? Numai pentru noi sunt pentru bărbați uituși. Numai bărbați îndrăgostiți. Stau în coadă așa, poziția ghiocelul. Și vă luăm tot felul de chestii. Unde am vrut să ajung? Am vrut să ajung la flori. Băieți, este că e greu să iei flori? Ele nu știu, că nu-și dau seama. Tu te dai jos din lumea ta. Gândurile tale, mașina ta, tramvaiul, nu contează. Te duci la ea, a, mâncate, ce-a prințesa mea, care îl... Opa. Și noi când luăm flori, nu luăm pur și simplu niște flori, noi facem o investiție. Vă luăm flori de 1.000.000, te gândi, mă duceam la Marcella, costa 500.000. Hai, uite flori. Și avem o tâmpenie în cap, ajungem cu flori la voi și facem ceva de genul ăsta. Uite, ți-am adus flori. Și ne așteptăm ca voi să facem, vai, ce drăguț. Să mă scuze, domn' profesor. Asta e capul nostru. Ce se întâmplă de fapt, da? Te ascult. Și vreau aveți tot felul de pretenții, că asta e frumos la voi. Că ne pedepțim după aia. Facem și noi dragoste mâini. Știți conceptul de dragoste, mai ales fetele fac dragoste. Trebuie să aveți peste 18 ani, pot să vă vorbesc despre asta, nu? Dacă nu, asta e vârsta, nu mai am. Că la 70 de ani... Voi v-ați imaginat un pic la 70 de ani cum se schimbă tot? Declarații de dragoste. Gândiți-vă un pic. Stai de 50 de ani cu persoana aia, să vă ajute Dumnezeu. Dacă în caz amecnoaz, nu cred că ajunge. De 50 de ani împreună, el și ea. Vă gândiți cum sunt declarații de dragoste? Cum e să-i spui la 70 de ani, mor după tine? Se schimbă tot. Dacă aveți tatuaje, lăsați-le așa, dacă e, nu vă mai faceți feturi, pentru că în timp, fluturașii de pe spate se lăpărțesc, v-am mica niște mici dragoni. Dacă aveți nepoței prin parc, o să se sperie. Aveți grijă ce spuneți, pe cât ce scrieți, în afară de literele chinezești, care de obicei înseamnă